din 2014, din momentul în care am încercat să facem acest HTA pe care permanent am considerat a fi de tranziție. La nivelul programului P3, Programul Național de Oncologie, erau 67 de poziții. Acum am reușit să ajungem la 114 în mai puțin de 4 ani. Mai sunt încă 3 molecule care vor intra într-un proiect de HG, deci o să ajungem la 117 medicamente intrate în programul de oncologie și aici mă refer inclusiv la oncohematologie. Din punctul meu de vedere, din ceea ce am văzut, practic România este la media europeană. Nu avem deficiențe în ceea ce privește aprobarea și compensarea medicamentelor pentru afecțiuni oncologice. Un singur regret am, dar asta se va rezolva cât se poate de repede. Avem o lipsă de tratament aprobat la pacientele cu cancer mamar HER2 negativ la ora actuală. Compania a depus dosarul de evaluare, îl vom termina cât mai repede și vom acoperi și această problemă. Mai există încă două companii care vor scoate produse pentru această afecțiune oncologică neacoperită încă la nivelul României. Nu au primit deocamdată autorizație de punere pe piață, dar se va face cu siguranță în următoarele luni și posibil ca și ele să vină pe piața românească, astfel încât să existe alternative. În ceea ce privește contractele cost-volum, până acum CNAS-ul împreună cu producătorii au încheiat 22 de contracte cost-volum. Multe dintre ele, dacă nu, sigur nu toate, dar majoritatea sunt pentru afecțiuni oncologice. Ar trebui, din punctul meu de vedere, să intrăm puternic cu registrele de medicamente într-o primă fază, pentru că deja colectăm foarte multe date care ar fi păcat să se piardă și punându-le într-un registru nu ar avea câștigat decât toată lumea. Companiile de asemenea ar avea de câștigat pentru că vor ști cărui segment populațional se adreseze, statul va avea de câștigat pentru că va ști pe ce plătește și evident pacientul va avea de câștigat știind dacă se poate încadra într-un fenotip sau altul, dacă va răspunde sau nu va răspunde la tratament și e un pas important fix pentru medicina personalizată, pentru că și din aceste registre putem să ne dăm seama care este categoria de pacienți care ar putea răspunde cel mai bine la un tratament sau la altul, ne mai există în posibilitatea ca să se înceapă un tratament, să nu se finalizeze din cauza lipsei terapeutice și ulterior să se ia decizie schimbării tratamentului, lucru să se poate face încă de la început. Ce pot să vă spun este că conform ultimului congres ESMO, din spate pentru oncologie vin niște medicamente care cu siguranță în viitorul nu foarte îndepărtat va transforma oncologia dintr-o boală incurabilă într-una cronică. Speranța de viață crește din ce în ce mai mult cu noile terapii. Îmbunătățirea calității vieții, care este un aspect care trebuie neapărat să se țină seama de asemenea, se îmbunătățește de la an la an. Din păcate, presiunea financiară asupra statelor va fi din ce în ce mai mare pentru că aceste noi molecule vin la pachet cu niște prețuri foarte mari, dar sunt convins că vor exista soluții și de o parte și de alta, astfel încât prin contracte post-volum pe care România l-a inițiat de 3 ani de zile, continuăm să le îmbunătățim, vom ajunge ca să se plătească un preț pentru aceste medicamente care să fie în beneficiu celor două părți implicate.